Salut! Azi revin cu un nou videoclip de acasă în care vreau să pornim motocultorul Dakar și să îl pregătim pentru frezat. Ne mai uităm dacă trebuie una alta la el, dacă nu-s roase fire, dacă nu. E vorba despre un Dakar de 13 cai putere. Își face foarte bine treaba. Nu am avut probleme cu el până acum. Am schimbat doar bujia pentru că pornea un pic mai greuț. În rest, n-am umblat la reglaje, la nimica. E foarte, foarte puternic. Pornirea îi manuală. Și atunci avem aici jos robinetul de benzină care l-am dat pe deschis. După ce îl opresc și nu-l folosesc, îl dau pe off. Iar aici avem șocul. În partea stângă îi tras, adică la pornirea la rece trebuie să fie în partea stângă, cum stau eu cu fața către el. Și după ce se încălzește un pic, îi dăm în dreapta. Să avem uleiul la nivel în filtru de aer. Atunci să verificăm tot timpul nivelul la ulei în motor. Filtrul de aer și cam asta e. În fiecare an să-i schimbați ulei. Eu lucru destul de des cu el la pom și la astea și îi schimb. Da, e un față de altele, acum nu vreau să-i fac reclamă sau astea, dar modelul ăsta, cum îl am eu, față de alte motosape, motocultoare, e destul de reușit. Acum nu-l comparăm cu Honda Viking, dar față de altele ce sunt în magazine, ce sunt numai de design, tablele, să știți că merge și în sarcină și consumul pentru câți cai putere are e foarte bun și trage bine și în treapta întâia și în treapta a doua, deci chiar merge. Acum o să-i facem o pornire. L-am mai pornit odată de dimineață. Să vă arăt. Deci ele nu trebuie să scoată fum, nu nimica. Pur și simplu să meargă normal ca și o mașină, ca și astea. Deci n-au voie să facă figuri. Acum să vedem dacă o ia fără șoc. Aici la accelerație, de fabrică, vin cu un punct. Noi să dăm accelerația un pic după punctul ăla. Pornim curent la bobină, on. Și acum să vedem. Tragem un pic până se înțepenește și după aia... N-o luat-o. Îi dăm totul șoc. Să vedem acum dacă o ia. A pornit deja. Îl lăsăm să meargă un pic, nu scoate fum, deci ele nu au voie să scoată fum. Aici să vă arăt. Aici. Normal, asta e poziția lui să-i când îi punem pornirea, punctul ăla. Ăsta e relantiu, iar de aici accelerăm. Vedeți, nu scoate fum, nu nimic. Care scoate fum, dar bineînțeles să-i băgăm și benzină bună. Dacă n-are benzină bună, degeaba... Merge rotund. Aici de la curent îl oprim. Pune la punct și acum ar trebui să,
să pornească fără șoc, cu stat un pic pornit. Asta e bine și să pornească ușor, pentru că dacă nu e un motocultor puternic și dacă tragi de soară de mai mult de 5-6 ori, deja te obosești. Acum o să-l mai ung una alta și o să-i pun frezele. Tot timpul benzină bună, dacă nu-i băgăm benzină bună, după cum știți, dacă lăsăm 3-4 luni, își pierde din cifra octanică și riscăm să pornească mai greu sau să necăm bujia. Iar la oprire, închidem robinetul de benzină. Dacă v-a plăcut videoclipul, abonați-vă, dați un like și apăsați pe clopoțel pentru a fi notificat când revenim cu noi video. Vă mulțumim!